Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Dialogul de astăzi îl purtăm cu doamna Adriana Todorean de la Asociația ASE 2001, legat de un proiect de pe Pozdru. Sărut mâna și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Pentru început, v-am rugat să ne spuneți cum se cheamă acest proiect. Este destul de interesant și cui se adresează el? Da. Acest proiect despre care vom vorbi în seara asta se numește Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, prioritatea noastră. Este un proiect al nostru de suflet, este cel mai mare proiect pe care noi l-am derulat în viața noastră de ONG. Un proiect care se adresează persoanelor care sunt sau se eliberează din detenție, unui grup vulnerabil, o problemă sensibilă, totodată pe care noi încercăm să o abordăm așa cum am crezut noi de cuvință, noi împreună cu partenerii noștri. Ar fi foarte interesant pentru telespectatorii noștri, considerăm, să aflăm cum ați identificat această problemă. Ce studii, ce cercetări au fost întreprinse astfel încât să se simtă nevoia unui astfel de proiect? Da. Ideea proiectului e destul de veche. Noi împreună cu Penitenciarul Aiud, în urmă cu aproximativ 5 ani, am mai avut o idee de acest gen și am mai încercat să realizăm un proiect pe acest domeniu, însă din păcate proiectul de atunci nu și-a găsit finanțarea. Dar ideea a rămas, nevoia a rămas, prin urmare ne-am întors la această nevoie și iată-ne că acum suntem aproape la finalizarea unui proiect, așa cum v-am spus, un proiect mare care a durat aproape 3 ani. Am pornit de la o nevoie, așa cum spuneam, nevoia de sprijin pentru persoanele care sunt în detenție și care urmează să se libereze. Nevoia de a le întinde o mână de ajutor, de a le oferi niște servicii prin care ei să fie mult mai ușor adaptabili la ceea ce găsesc afară după 1, 2, 5, 10, 15, chiar 20 de ani de detenție. Mai precis, din experiența, din relaționarea pe care ați avut-o cu acești oameni, ce povestesc ei? Iată, întrerup puțin, puteți vedea imagini din cadrul unui film realizat în cadrul acestui proiect. Dacă ne puteți spune de unde sunt aceste imagini, de la Iud? Da, aceste imagini sunt de la Iud, imagini din interior, imagini cu beneficiari de-ai noștri, cu persoane care au beneficiat de serviciile proiectului. O să fie imediat și imagini de lucru din interiorul penitenciarului, de la cursurile de calificare pe care le-am desfășurat acolo. Ce v-au povestit acești oameni care, după cum spunea, sunt deținuți, eliberați după un an, doi, trei de detenție, poate chiar 15 sau mai mult? Da, poveștile sunt foarte diferite și toate foarte sensibile. Sunt persoane, multe dintre ele, care sunt așteptate la poartă de familie, de cunoscuți, de prieteni, de comunitate. Aceste persoane, în general, se adaptează foarte repede, se reintegrează foarte repede în familie, în comunitate, își găsesc un loc de muncă. Noi am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor celorlalte persoane, adică cele pe care nu prea le mai așteaptă nimeni la poartă. Sunt foarte mulți care ajung să fie eliberați și nu știu în ce direcție să o apuce. Mulți dintre ei nu mai sunt acceptați de familie, nu mai au un domiciliu, nu mai au unde să se întoarcă, nu-i mai așteaptă nimeni. Visele lor de eliberare dintr-o dată se prăbușesc, nu-i mai așteaptă decât un necunoscut și nu știu în ce direcție să o apuce. Un lucru care determină, iată cum scrie și pe ecran, recidivarea. Pentru că în această situație mulți aleg să comită o altă infracțiune pentru a beneficia, să spunem, de ceea ce au în penitenciară, respectiv un acoperiș deasupra capului, un pat și o masă asigurată. Da, și poate un mediu în care s-au obișnuit.
Așa este. În penitenciar e un mediu în care ei trăiesc deja de... Vrând, nevrând, după o anumită perioadă de timp, se integrează în mediul acela, exact. Neavând și ce să facă. Nu mai au problemele curente, problemele de zi cu zi pe care le-ar avea afară. Nu interesează ce să pună pe masa a doua zi, nu interesează factura, nu interesează nimic. Ei primesc acolo totul. Până la urmă sunt niște asistați sociali care nu sunt puși să învețe să se descurce. După mai mulți ani de trai în sistem, în acest sistem, ei se văd la poarta penitenciarului într-o situație în care ar trebui să se gândească la toate aceste aspecte ale vieții de zi cu zi. Și sunt covârșiți de aceste probleme. Sunt covârșiți, normal că sunt covârșiți când ei sunt de atâta timp rupți de realitatea de afară. Sunt persoane care nici măcar valoarea banilor nu le mai cunosc. Între timp s-au schimbat foarte multe lucruri. Desigur, un deținut care a intrat în sistemul de detenție înainte acum de denominare, de exemplu. Da. Sunt foarte multe lucruri. Noi chiar am avut un curs de lucrător comercial în care a trebuit să ducem, să învățăm banii, să învețe care sunt monedele și bancnotele de afară, pentru că ei nu mai știau cum arată. Nu mai erau la curent cu aceste noutăți care pentru noi sunt niște lucruri foarte banale, niște lucruri care sunt de înțeles. Pe lângă aceste probleme cu care se confruntă un deținut atunci când iese din pușcărie, o altă mare dificultate este atitudinea pe care o are societatea față de el, preconcepțiile, și este destul de greu să se schimbe mentalitățile acestea la nivelul societății, în condițiile în care cei mai mulți consideră că un deținut a fost închis pe drept acolo și poate oricând să recidiveze. Da, așa este. Tocmai asta am încercat, în măsura în care putem, să schimbăm această atitudine a societății, a comunității față de persoanele care sunt în detenție. Am încercat să transmitem mesajul că noi ca și societate civilă nu avem dreptul sau nu e locul nostru să judecăm încă o dată aceste persoane. Ei au fost judecați de sistemul juridic, au primit o pedeapsă pentru faptele lor, ei au ispășit această pedeapsă și rolul nostru și datoria noastră ar fi să îi primim și să le acordăm o șansă. Într-adevăr, este foarte greu să trecem peste această reticență, dar o mică spărtură în acest zid al ignoranței umane, până la urmă o să se mărească, o să mărim șansele lor de a fi primiți, reprimiți și integrați în societate. Vedeți, însă foarte mulți cetățeni consideră că un deținut nu este neapărat corijat în sistemul de detenție, ci capătă, să spunem, alte obiceiuri proaste în pușcărie, devine aproape incorigibil. Da, e o idee. Probabil care că ar trebui lucrat și la cauză, probabil că efectiv modalitatea în care deținuții își petrec timpul în penitenciar ar trebui atent supravegheată și probabil că acolo ar trebui făcute anumite schimbări. Da. Și ar contribui totuși la o mai bună integrare în societate a deținutului. Da, este foarte adevărat că această idee se vehiculează, dar noi am încercat să mediatizăm sau să facem cunoscut și acest lucru. Partenerii noștri, cei care lucrează direct în penitenciar, au foarte multe programe de reabilitare, de reeducare. Deci acolo se întâmplă foarte multe lucruri care urmăresc schimbarea comportamentului în bine. Dar, într-adevăr, în afara penitenciarului se vehiculează foarte mult această idee. Dar să nu uităm că... Totuși, imaginile pe care le-am văzut la începutul emisiunii noastre erau destul de triste, destul de deprimante. Locul era în culori de gri. Cred că s-a filmat și pe o zi mohorâtă. Probabil că era și ideea de a se prezenta spațiul respectiv ca un astfel de spațiu deprimant. Sistemul de detenție nici într-un caz nu poate fi, nu putem să ne-l imaginăm și desigur, nu este. În România nu cred că vom vedea în curând închisori ca în alte țări din afară, unde așa sunt este. Condiții aproape la nivel de hotel.
Da, nici într-un caz, deocamdată în România nu putem să spunem că avem asemenea condiții. Și zona de detenție și penitenciarul în sine e ceva mai întunecat. Nu putem să ne-l imaginăm, chiar dacă ar fi ca și confort foarte ridicat, detenția în sine e o situație care ne deprimă și îi deprimă pe ei, pe cei care sunt acolo. Legat de acest proiect, ați făcut niște studii la nivel național sau la nivel regional în legătură cu penitenciarele existente la noi? Bănuiesc că Aiudul a fost cel mai apropiat penitenciar, cel mai la dispoziție, ca da, să spunem. Da. Dar spuneți că aveți intervenții și la Gherla, da, și în altă parte. Cu Aiudul am pornit și de la problema identificată la Aiud s-a născut și ideea acestui proiect. Dar noi am colaborat și colaborăm în cadrul proiectului și cu penitenciarul de la Gherla și penitenciarul de la Bârcea Mare din Hunedoara, dar nu numai cu ei. Preluăm deținuți de la toate penitenciarele din regiunea centru, din vest și din nord-vest și încercăm să oferim servicii în măsura în care putem și persoanele sunt disponibile să colaboreze cu noi. Așadar, proiectul are o arie destul de largă de aplicare. Da, da, se întinde ca și regiune, ca și localizare pe trei regiuni, centru, vest și nord-vest. Dacă ne puteți spune ce activități ați avut, ce activități practice cu persoanele, cu beneficiarii pe care i-ați identificat? Da, am început serviciile în penitenciar. Lucrăm cu deținuții în penitenciar pentru cei care urmează să fie eliberați. Cei care urmează să fie eliberați într-o perioadă de minim 3 ani. Adică nu o să lucrăm cu o persoană care mai are încă 10 ani de pedeapsă de ispășit. Cu aceștia, pe de-o parte, i-am cuprins în serviciile de informare, consiliere, pregătire pentru eliberare. Pe de altă parte, am organizat mai multe programe de formare profesională, de calificare, astfel încât ei, atunci când vor ieși, să aibă niște calificări relevante pentru cererea de pe piața forței de muncă de la momentul de firesc actual. Cursurile să fie corelate cu cererea de pe piața muncii. Sigur, și să fie actualizate. Da, destul de dificil în condițiile în care vedem că este o criză a locurilor de muncă. Încă suntem într-o perioadă destul de grea. Așa este, dar în cadrul proiectului am reușit să avem o facilitate care ne-a ajutat foarte mult să trecem peste acest neajuns al pieții forței de muncă de acum. Mai precis, am reușit să oferim angajatorilor o subvenție pentru angajarea unui fost deținut, subvenție care a acoperit o bună parte din cheltuielile salariale, adică 90%. Prin urmare, am reușit să trecem și peste această barieră, peste această reticență a angajatorului de a alege o persoană fostă deținută în detrimentul unei persoane libere atunci când are un loc de muncă vacant. Aici, uitați, erau câteva imagini de la un curs de instalator apă canal derulat de curând în penitenciarul din Aiud. Aveți la dispoziție toate, să spunem, mijloacele logistice pentru derularea acestor cursuri acolo? În cadrul proiectului am reușit să cumpărăm echipamentele minime necesare, materiale consumabile, pentru că acolo nu aveam uneltele necesare. Dar penitenciarul ne-a pus la dispoziție locul unde să facem practică, adică în cazul cursului de instalator apă canal. Da, cea mai importantă locație. Da, da. Înainte erau niște imagini de la cursul de tâmplărie, unde era o hală dotată, noi am dus materiile prime și au confecționat tot felul de lucruri, birouri, dulapuri, lucruri utile care după aceea le-au și rămas și le-au folosit în cadrul penitenciarului. Da. Ce alte calificări au avut loc în cadrul proiectului? Foarte multe. Noi am derulat peste 55 de cursuri de calificare, de la operator introducere și prelucrare și validare date, la lucrător comercial, așa cum vă spuneam, sau frizer, sau lucrător în întâmplărie, lucrător finisor pentru construcții, chiar pavator am făcut, lucrător comercial. Cursurile au fost foarte diversificate. Au fost și pentru persoane cu un grad de instruire mai înalt și pentru persoane care aveau sau nu aveau chiar deloc sau nici măcar 4 clase. Foarte multe cursuri de lucrător în cultura plantelor sau
în creșterea animalelor. Pentru persoanele care n-aveau, așa cum spuneam, nici măcar 4 clase finalizate, doar cu competențe minime de scris-citit. Este de așteptat ca în rândul deținuților să fie în general persoane cu o pregătire destul de slabă. Dar ar fi interesant să ne spuneți persoane cu o calificare sau persoane cu o educație mai bună pe care le-ați întâlnit și care au beneficiat de consiliere în cadrul proiectului. Da, sigur. Sunt și astfel de persoane, dar așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, de aici a pornit și ideea proiectului. Undeva peste 50% din persoanele care sunt în detenție, din deținuți, nu au nici măcar studiile minime. Studiile minime obligatorii. Nu știu să scrie și să citească, dar sunt majoritatea, deci peste 50%. De asemenea, mai mult de jumătate nu au fost angajați niciodată formal. Prin urmare, nu au această deprindere de a munci, de a se trezi dimineața, de a merge la un loc de muncă și apoi de a aștepta timpul necesar până primesc primii bani. Tocmai de asta mulți dintre ei aleg diverse alte mijloace de a obține venituri imediate mai mari decât veniturile pe care le-ar obține după o lună de muncă. Asta, până la urmă, e un obiectiv de-al nostru, a fost un obiectiv de-al nostru prin această angajare asistată, să-i ajutăm să intre în această formă de muncă legală și să deprindă ideea de a munci. Ați avut o sarcină destul de dificilă. Da, proiectul nu a fost deloc simplu. Am spus că a durat, sau se întinde pe parcursul a 3 ani, au fost implicate peste 200 de persoane în derularea lui. Foarte mulți, peste 180, au fost formatorii care au fost implicați în cele peste 55 de serii de curs de formare. Pentru că aproape 600 de persoane au beneficiat de programele noastre de formare. Nu a fost deloc o muncă simplă. După finalizarea proiectului, cum veți urmări sau aveți de gând să urmăriți activitatea pe care o desfășoară cei care au reușit să se angajeze, care muncesc efectiv? Da. Așa cum vă spuneam mai devreme, noi deja am angajat 126 de persoane în cadrul proiectului. Și pe aceștia îi monitorizăm, vedem ce s-a întâmplat cu ei. Dar pe lângă cei pe care i-am angajat, pe toți cei pe care i-am prins, pe care îi avem beneficiar la centrele de consiliere, îi urmărim, îi monitorizăm. Sunt foarte mulți cu care pierdem legătura, sunt care pleacă în străinătate, sunt care aleg să muncească la negru, fără forme legale, sunt care pleacă de acasă fără să știm unde merg, sunt care nu avem niciun contact, nu mai știm unde să-i găsim. Cei care au un domiciliu într-un sat sunt mai simplu de găsit, că împreună cu poliția, cu primarul, cu preotul îi găsim, dar care merg într-un oraș, le pierdem urma, nu-i mai găsim. Da, îi urmărim, îi monitorizăm în măsura în care putem acest lucru, iar după ce se termină proiectul, împreună cu partenerii noștri căutăm tot felul de soluții, de finanțări ca să continuăm, că până la urmă noi considerăm și partenerii noștri consideră că modelul pe care noi l-am creat în cadrul proiectului e unul de succes, care poate și trebuie să fie preluat și continuat, pentru că oferă până la urmă o alternativă viabilă, e o soluție care a dat rezultate și merită să fie preluat, dacă nu sub forma unor proiecte, chiar ca și inițiativă legislativă și dus mai departe. Care era obiectivul minim al proiectului? Ce ne-am propus noi? Ne-am propus să consiliem 300 de persoane, să formăm, să cuprindem la programele de formare cel puțin 500 de persoane, iar la partea de angajare să găsim locuri de muncă pentru 100 de persoane. Până în acest moment am reușit să cuprindem la programul de formare peste 700 de beneficiari. Nu toți au finalizat, pentru că mai avem cursuri în curs de derulare, mai avem cursuri care se derulează. Avem persoane care s-au eliberat înainte de a finaliza și pe care le-am pierdut, dar nu sunt foarte mulți. Iar pe partea de angajare am reușit, așa cum vă spuneam, să angajăm 126, să găsim locuri de muncă pentru 126 de persoane. Au fost angajatori care să aibă experiențe neplăcute cu
cei pe care i-au angajat din rândul deținuților eliberați? Nu, n-aș putea să spun experiențe neplăcute. Avem angajatori care sunt foarte mulțumiți de persoanele care au fost angajate la ei. Avem angajatori care și-au dorit să mai angajeze și alții și nu am avut noi să-i dăm calificați pe zona respectivă sau cu domiciliu în zona respectivă. Dar am avut și angajatori care și-au dorit, am mers cu beneficiari la ei și beneficiarii au refuzat angajarea, deși condițiile nu erau condiții deosebit de grele, era, știu eu, un atelier de tâmplărie sau de termopan, nu erau niște condiții complicate sau cerințe deosebite, dar sunt și persoane care refuză ajutorul pe care l-am oferit. E dreptul lor. Până la urmă. Ce salarizări obțin, să spun o medie, mă refer la cei 126 care au fost angajați? Oricum, toți peste salariul minim. În subvenția pe care noi am acordat-o, s-au inclus 90% din totalul cheltuielilor salariale pe care angajatorul le are, deci atât contribuțiile angajatului cât și ale angajatorului. Prin urmare, ajungea salariul brut undeva până la 1000 de lei. Bine, asta nu însemna că angajatorul nu putea să dea mai mulți bani angajatului. Era... Acopereau cheltuielile pe care le avea respectivul beneficiar. Ne spuneați că sunt unii care nu au niciunde să locuiască. Dacă stăm să ne gândim care este prețul chiriilor zilele noastre sau care ar fi cheltuielile minime lunare, da, este destul de dificil să trăiești cu banii aceștia. E adevărat că la români întâlnim situații în care cu foarte puțin bani totuși oamenii trăiesc. Da, de acord. Am avut și câteva cazuri în care am încercat să găsim și cazare, adică un loc de muncă cu cazare. Dar am avut și cazuri în care persoanele, așa cum spuneam, angajatorii au plătit mai mult. Dacă angajatul era un om serios și își făcea datoria, primeau mai mult decât salariul minim. Și până la urmă era un venit sigur, un venit care venea lună de lună și acoperea minimul necesar pentru un trai, să zicem, decent. Vreau să vă întreb, spuneați că veți fi prezentă mâine la Gherla. Este o altă activitate în cadrul proiectului dumneavoastră? Da, așa cum spuneam, un alt scop al proiectului e acela de a sensibiliza societatea civilă, instituțiile statului la această problematică a persoanelor care se eliberează din detenție și de a găsi împreună alte soluții sau soluții mai bune la nevoia aceasta a lor de a fi sprijiniți în procesul de reintegrare. Și astfel, pe finalul proiectului am... ales să realizăm trei astfel de întâlniri. Una a fost acum, în urmă cu 3 săptămâni, la Hunedoara, una va fi mâine și apoi o să mai organizăm una la Aiud. În aceste întâlniri o să invităm ONG-urile, instituțiile statului cu atribuții în reintegrarea persoanelor aflate în dificultate. O să invităm reprezentanți, factori politici sau oricare, sau cine este interesat de această problematică, inclusiv angajatori, foști deținuți, și o să dezbatem această problemă, să vedem în ce măsură putem continua activitățile, putem identifica alte soluții, alte oportunități, astfel încât reintegrarea lor să fie cât mai facilă. Până la urmă, asta e rolul nostru. Probabil ar fi interesant și un proiect care să se adreseze celor care se află în pericol de a comite o infracțiune și a ajunge în sistemul de detenție. Probabil ceva adresat în special tinerilor. Cum spuneați, poate fi un factor slabul nivel de pregătire al acestor oameni și dificultatea în a-și găsi un loc de muncă. Sunt factori care îi determină în cele din urmă pe unii să comită infracțiuni pentru a avea un venit, a avea o sursă de venit, iar în cele din urmă ajung în sistemul de detenție, unde, din păcate, mulți văd
chiar un cămin, mai ales că aleg să recidiveze astfel încât să-și asigure locul acolo. Pe lângă acest lucru este și o cheltuială a statului cu acești oameni. Vedem pe anumite rețele de socializare cheltuielile pe care le are statul cu un deținut în sistemul penitenciar și cheltuielile pe care le are cu un elev în școală. Din păcate, este o disproporție destul de mare, balanța înclinându-se înspre cei care sunt în sistemul de detenție. Da, așa este. Doamna Adriana Todorean, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici la Alba TV. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Sperăm ca aceste proiecte cu finanțare europeană să-și atingă obiectivul, astfel încât și țara noastră să aibă o imagine cât mai bună în fața forurilor europene, dar desigur să atingem și obiectivele pe care ni le fixăm cu aceste proiecte. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim o seară frumoasă. Succes în continuare în activitățile proiectului. Mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare drag și altă dată. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă reamintim, am avut-o ca invitată în emisiunea noastră pe doamna Adriana Todorean de la Asociația AS 2001. Sunt Emanuel Drăgușin, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc o seară cât mai frumoasă. Rămâneți alături de Alba TV.